Imediat după vizita la Casa Sofian, vicepremierul Liviu Dragnea s-a deplasat la fostele terenuri ale armatei intrate în posesia primăriei Botoșani din februarie anul acesta. Atât primarul Ovidiu Portariu, cât și arhitectul Dan Sandu i-au prezentat în mare viteză intențiile municipalității. Sper că până terminăm studiile să convingem și Consiliul Local, care a votat împotriva acestui proiect în ultima ședință, și să-i facem să înțeleagă că e o prioritate pentru oraș. Vicepremierul a promis că va trimite reprezentanții ANL la primăria Botoșani și că va trece proiectul în categoria celor prioritare. Acesta l-a însărcinat pe primar să facă demersurile necesare pentru ca aleșii de la municipiu să voteze alocarea fondurilor pentru utilități. Este un proiect în care ANL-ul merită să se investească pentru că este o zonă care se poate dezvolta frumos și o zonă de care eu cred că Botoșanul are nevoie. Și sunt convins că pe măsură ce vom avansa în documentație și în circuitul de aprobare la ANL, cred că și consilierii locali, indiferent de culoare politică, vor vota pentru utilități. Arhitectul Dan Sandu a subliniat că pe teren se pot construi 500-600 de apartamente, în rest se vor amenaja parcuri, locuri de joacă și dotări sociale pentru cartier.